Așa cum am anunțat, o prioritate pentru municipalitate este pregătirea proiectelor pentru reabilitarea termică a blocurilor. 20 era termenul până la care trebuie să aducă asociații de proprietari solicitări pentru intrare în program. S-au adus deocamdată două solicitări pentru două blocuri. Discutăm de un bloc foarte important, blocul T7, strada Anu Petrescu, cu 40 de apartamente, cu alte cuvinte, blocul Turn de la Union, așa cum este cunoscut el, și vine în, la curăță, completarea modernizării zonei centrale a orașului. Acolo sunt un număr de 40 de apartamente, se încadrează la venituri între 1 și 150 de euro, 14 apartamente, între 150 și 350 de euro, 21 de apartamente, peste 350 de euro, 5 apartamente. Ca atare, la acest bloc, primăria va suporta 20% din cheltuieri, iar locatarii 20% din cheltuieri, ponderea fiind acelor cu venituri între 150 și 350 de euro. Așa cum am spus, este un bloc important, mai ales că este situat în zona centrală, acolo unde noi am făcut lucrări de reabilitare. Vorbă multă, fapte puține, de birocrație și interpretări nici nu mai vorbim. Primarul Ion Lungu vine din nou cu apelul către asociațiile de proprietari. Așteptăm în continuare la asociațiile de proprietari propuneri pentru a intra în acest proiect. S-a amânat termenul de depunere a proiectului, începând cu data de 15 decembrie. Noi încercăm să le pregătim, să, așa cum am spus, intenționăm să reabilităm cât mai multe apartamente. După noi am putea reabilita pe acest proiect vreo 3.000 de apartamente.